Aș vrea să citim Cuvântul lui Dumnezeu din 2 Cronici 33, același cuvânt e și în 2 Împărați 21. Împăratul Manase este împăratul cu numărul 14, dacă o numărăm și pe Atalia. Pentru cuvântul acesta pe care îl citesc, cuvântul Domnului, vă rog, frații mei, să vă ridicați în picioare. 2 Cronici, capitolul 33. Manase avea 12 ani când a ajuns împărat și a domnit 55 de ani la Ierusalim. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, după urăciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. A zidit iarăși înălțimile pe care le dărâmase tatăl său Ezechia. A ridicat altarele balilor, a făcut idoli a și s-a închinat înaintea întregii oștiri a celurilor și i-a slujit. A zidit altare în casa Domnului, măcar că Domnul zisese, în Ierusalim va fi numele meu pe vecie. A zidit altare întregii oștiri a cerurilor în cele două curți al casei Domnului. Și a trecut fiii prin foc, în valea fiilor lui Hinom, un blacul de scântece și vrăjitorii și ținea la el oameni care chemau duhurile și care îi spuneau viitorul. A făcut din ce în ce mai mult ce este rău înaintea Domnului ca să-l mânie a pus chipul cioplit al idolului pe care îl făcuse în casa lui Dumnezeu, despre care Dumnezeu spusese lui David și fiul lui său Solomon, în casa aceasta și în Ierusalim, pe care l-am ales dintre toate semințiile lui Israel, îmi voi pune numele pe vecie. Nu voi mai strămuta pe Israel din țara pe care am dat-o părinților voștri, numai să caute să împlinească tot ce le-am poruncit după toată legea, învățăturile și poruncile date prin Moise. Dar Manase a fost pricina că Iuda și locuitorii Ierusalimului s-au rătăcit și au făcut rău, mai mult decât neamurile pe care le nimicise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. Domnul a vorbit lui Manase și poporului său, dar ei n-au vrut să asculte. Atunci Domnul a trimis împotriva lor pe căpeteniile oștirii împăratului Asiriei, care au prins pe Manase și l-au pus în lanțuri. L-au legat cu lanțuri de aramă și l-au dus la Babilon. Când a fost la strâmtorare, s-a rugat Domnului Dumnezeului lui și s-a smerit înaintea Dumnezeului părinților săi. I-a făcut rugăciuni și Domnul lăsându-se înduplecat, i-a ascultat cererile și l-a adus înapoi la Ierusalim, în împărăția lui. Și Manase a cunoscut că Domnul este Dumnezeu. După aceea a zidit afară din cetatea lui David, l-a apus spre Gihon, în vale, un zid care se întindea până la poarta peștilor și cu care a înconjurat dealul și l-a făcut foarte înalt. A pus și căpetenii de război în toate cetățile întărite ale lui Iuda. A înlăturat din casa Domnului Dumnezei străin și idolul Astartei. A dărâmat toate altarele pe care le zidise pe muntele casei Domnului și la Ierusalim și le-a aruncat afară din cetate. A așezat din nou altarul Domnului a adus pe el jerfe de mulțumire și de laudă și a poruncit lui Iuda să slujească Domnului lui Israel. Poporul jerfea tot pe înălțim, dar numai Domnului Dumnezeului său. Celelalte fapte ale lui Manase, rugăciunea lui către Dumnezeului și cuvintele prorocilor care i-au vorbit în numele Domnului Dumnezeului lui Israel, sunt scrise în faptele împăraților lui Israel. Rugăciunea lui și felul în care l-a ascultat Dumnezeu, păcatele și nelegiurile lui, locurile unde a zidit înălțim și a înălțat idoli, asartei și chipuri cioplite, înainte de a se smeri, sunt scrise în cartea lui Hozai. Manase a dormit cu părinții săi și a fost îngropat în casa lui și în locul lui a domnit fiul său Amon. Amin. Mulțumesc, frați și surori, vă rog să vă așezați pe scaune. Sunt bucuros de o nouă ocazie să mă adresez dumneavoastră în numele Domnului cu un nou exemplu uman, cu o nouă predică biografică. Manase, așa cum am anticipat, este al 14-lea rege din Iuda, a ajuns rege la 12 ani și a domnit 55 de ani. Dintre toți împărații lui Iuda, a domnit cel mai mult. Nimeni n-a mai domnit așa de mult ca el. Uitându-ne în textul pe care l-am citit, Putem să facem o schiță pentru ca să o ținem minte. Versetul 1 este introducere și prezentare. De la 2 la 7 sunt acțiunile păcătoase ale lui Manase, determinate de verbe. Priviți versetul 2. El a făcut ce este rău. Versetul 3. A zidit înălțimile pe care le-a dărmat să. A doua parte. S-a închinat înaintea oștirii cerurilor. 4. A zidit altare. 5. A zidit altare întregii oștiri. 6. A trecut fiii prin foc. La jumătate, un cu de scântece și vrăjitorii. Mai departe, ținea oameni care chemau duhurile. Mai departe, a făcut din ce în ce mai mult rău. 7. A pus chipul cioplit. Toate sunt verbe care pun în evidență acțiuni foarte păcătoase. El a fost coregent cu tatăl său pentru 10 ani și 45 de ani a domnii singur. Va fi greu să explicăm cum copilul lui Ezechia, cel mai bun rege al lui Iuda, este Manase, unul dintre cei mai răi regi ai lui Iuda. Ezechia a avut un tată rău pe Ahaz și un copil rău Manase și Taicăso și so au fost împărați foarte răi. Când a murit Ahaz, bunicul lui Manase, Manase nu era născut, dar probabil că genele bunicului s-au dus la nepot. Însă, pe lângă zestrea genetică, mă gândesc că este și un caracter dobândit foarte rău. Privind la exemplul acesta negativ, învățăm anumite lucruri pentru viața noastră de oameni. Și primul lucru pe care îl învățăm este faptul că el a promovat idolatria. Manase a promovat idolatria. El a fost în viață când tatăl lui Ezechia a distrus toată idolatria din țară. Și Scriptura ne spune că el a zidit Chipurile cioplite pe care tatăl său le-a rupt, le-a distrus. Sunt câțiva termeni care se repetă și noi îi folosim drept jargoane religioase și uneori nu avem o înțelegere concretă asupra lor. Spre exemplu, Biblia folosește cuvântul stâlpul Astartei. Frații mei, Astarteia era un idol. Stâlpul idolului este manifestarea lui, adică un lemn. Un lemn înalt care era cioplit după cum își imagina oamenii vremii care arată Astarteia. Aceasta era înfățișarea vizibilă a Dumnezeului numit Astarteia, iar Astarteia era nevasta lui Bal. Bal și Astarteia, soț și soție, erau șefii idolatriei pentru multe popoare, dintre popoarele pe care evreii le-au găsit în Canaan când au ajuns acolo. Și Dumnezeu i-a avertizat să fugiți de ei, că în felul ăsta nu veți risca să, vă, să asimilați religia lor. Dar ei n-au fugit de ei și religia lor a, de, a, a fost transferată, importată de evrei. Când citim cuvântul stâlpului lui cutare, se referă la un lemn foarte înalt, care era înfățișarea vizibilă a unui zeu, Bal sau astartea. Stâlpul e același lucru cu chipul cioplit. Ei bine, privind în scriptură, observăm că Manase a promovat idolatria într-o manieră pur și simplu inexplicabilă. A avut o obsesie să creeze idoli și haideți să vedem din scriptură cum s-a întâmplat lucrul acesta. Modelul lui Manase au fost neamurile izgonite de Dumnezeu. Și Scriptura spune lucrul acesta în versetul 2. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, după modelul, după urciunile pe care le-au făcut neamurile, înainte ca evreii să le izgonească din țară. Oamenii aceia au avut un anumit sistem idolatru. Manase a cunoscut sistemul acesta idolatru, probabil perpetuat de anumite etnii, rămase între ei. Și culmea este că nu a folosit modelul tatălui lui, care a fost un model neprihănit, și a folosit modelul vecinilor lui. Și astăzi sunt copii care nu urmează pilda tatălui, și urmează pilda colegilor, a prietenilor, a vecinilor. Există această nebunie să nu-ți urmezi părinții în lucrurile bune, în lucrurile foarte bune, în lucrurile lui Dumnezeu. Și să te lași copleșit de metodele emancipate ale oamenilor care trăiesc împotriva voii divine. El a zidit altare idolatre peste tot, inclusiv în casa Domnului și în curțile casei Domnului. Biblia zice în cele două curți, curtea femeilor, curtea bărbaților. Ei bine, omul acesta a pus altare inclusiv în casa Domnului. Scriptura ne spune în versetul, 2 că a introdus, versetul 7 că a introdus un idol din lemn în casa Domnului, în ciuda avertizmentului divin. Uitați ce spune Biblia. A pus chipul cioplit al idolului pe care îl făcuse în casa Domnului, despre care Dumnezeu spusese lui David și lui Solomon, casa asta va fi așa și așa, adică plină de slavă și așa mai departe. Ei, el a dat toată slava asta afară prin introducerea unui idol, adică a unui chip cioplit în lemn, sau poate uneori în piatră, ce era imaginea unui idol în mintea oamenilor, având semnificația unui Dumnezeu. Vă puteți imagina ce jos gândea acest bărbat. Era împărat, era fiul unui mare om al lui Dumnezeu și totuși el se ocupa cu lucruri așa de slabe și în casa lui Dumnezeu a dat altarul afară și a pus un chip cioplit. Ce ofensă pentru Domnul. Tocmai de aceea. Cuvântul Domnului spune că l-a mâniat pe Dumnezeu acest comportament a lui Manase. Mai mult de atât, și-a trecut copiii prin foc. Am mai citit și despre alți împărați, bunici și străbunici de ai lui, care și-au trecut copiii prin foc. Aceasta era o jertfă în cinstea Dumnezeilor din vremea aceea. Adică, pe lângă jertfele care se aduceau și erau puse pe foc, și erau mistuite de foc arse, ca o excelență a jertfei se aduceau jertfe umane. Și nu că cumpărai un sclav și îl ardeai, că era prea ieftin. Unul dintre proprii copii, ca să însemne mult, erau arși în numele unui idol. Și bărbatul acesta, fiul lui, i-a trecut prin foc. În cinstea zeilor, a chipurilor cioplite, a imaginațiilor din mintea lor, lui, cărora le atribuia semnificație spirituală și autoritate spirituală și cu care au umplut templul și curțile templului. Omul ăsta a ajuns împărat. Folosea magia neagră, descântece, vrăjitorii și s-a înconjurat de oameni care chemau duhurile și ghiceau viitorul. În loc să-l întrebe pe Domnul despre viitor, ținea în jurul lui niște oameni dezechilibrați, și dominați de duhurile dracilor ca să afle un viitor prin vrăjitorie, prin închipuire, prin suspiciune și bănuială. A făcut din ce în ce mai mult rău înaintea Domnului până când a atras mânia divină. A doua parte a versetului 6. A făcut din ce în ce mai mult rău înaintea Domnului ca să-l mânie. Explică și motivația cu scopul să-l mânie, spune versetul. Asta înseamnă că a făcut conștient pur și simplu s-a a intrat în competiție cu Dumnezeu. Intenționat, ca să-l mânie, de-aia a făcut asta. De ce ei, frate Dionise, de ce luați aia de acolo? Ca să o folosească fratele Andrei la fanfară, că m-a trimis o iau care nevoie de ea. Acesta e motivul pentru care o iau de aici. E, omul ăsta a făcut ce a făcut ca să-l mânie pe Dumnezeu. Ăsta i-a fost scopul. A vrut să-l mânie pe Dumnezeu cu anumite atitudini despre care el auzise că nu-i plac Domnului. Au omorât mulți oameni, se pare că pe cei care l-au mustrat pentru instaurarea idolatriei din țară, în Doi Regi 21 cu, 21 cu 16, putem înțelege lucrul ăsta, au fost oameni de calitate pe care i-a crescut Ezechia. Oamenii aceștia de calitate, când a venit fiul lui Ezechia, Manase, și-a introdus idolatria, oameni care au trăit în neprihănire în timpul tatălui lui, adică lui Ezechia, i-au zis lui, lui Manase, tinere, împăratule, nu faci bine ce faci. El i-a omorât pe toți, pe toți cei care s-au ridicat împotriva lui, spunându-i că ceea ce face este împotriva lui Dumnezeu. Biblia ne spune în 2 Regi, capitolul 21, permiteți-mi să citesc, versetul 16. Manase a vărsat de asemenea mult sânge nevinovat până acolo încât au umplut Ierusalimul de la un capăt la altul. Asta înseamnă că foarte mulți oameni au omorât, adică unul lângă altul, în fiecare metru pătrat, au omorât un om. Sânge nevinovat. Adică cei mai de calitate oameni pe care i-a avut tatăl lui, cu care s-a înconjurat, ca să conducă în neprihănire, în moralitate. Când a venit el aducând o altă politică, sigur că toți oamenii aceia de calitate, i-au spus că nu fac bine, nu face bine ce face și l-au mustrat și el i-a omorât pe toți. În ciuda faptului că erau niște oameni nevinovați, el i-a văzut niște oameni nebuni și împotrivitori autorității lui de împărat și i-a omorât, au umplut Ierusalimul de sânge. Dar asta n-a fost nicio problemă pentru el, că omul care are puterea, dacă n are minte, o folosește greșit. Dăi un pistol unui om fără minte și el îl va folosi să împuște oameni fără nicio vină, când ai putere și n-ai minte, aceasta produce foarte mult rău. Omul care are putere dacă vrea să facă rău, face mai mult rău decât omul fără putere. Nu-i da putere omului care nu are minte, că o va folosi greșit, va distruge. Dă-i celui înțelept putere și se va smeri, o va folosi cu discernământ. Asta nu înseamnă că va deveni un înger dar înseamnă că va fi un om înțelept care va lucra cu băgare de seamă și cu responsabilitatea unei socotel pe care o va da stăpânului despre cum a folosit talentul. A atras națiunea în idolatrie până acolo încât națiunea a ajuns mai rea și mai idolatră decât națiunile păgâne din jurul lor. E ca și cum am spune astăzi că sunt oameni care vin la biserică, care sunt mai răi în comportament decât oamenii din lume care nu vin la biserică. Cât de rău ar trebui să fie un astfel de om dacă e mai rău decât cineva care nu vine la biserică? Cât de mare va fi o sânda? Ei, Israel, sub influența negativă și idolatră a lui Manase, atât de tare a decăzut spiritual, atât de tare și-a pierdut conștiința. Observați câtă influență are un lider Observați că un popor, bun, un popor, rău de la Ahaz a fost ridicat de un împărat bun, Ezechia, și observați că fiul lui Manase, un împărat rău, l-a coborât acolo unde l-a găsit bunică-so, unde l-a lăsat bunică-so, poporul jos la Ahaz, Sus la Ezechiel, jos la Manase, același popor, sus-jos, sus-jos. Dar cine îl ridica? Un împărat bun. Cine îl lăsa jos? Un împărat rău. Să nu mai îmi spuneți că împăratul nu, nu, nu are influență. Ba da, pentru că conducerea înseamnă influență. Conducerea nu înseamnă altceva decât influență. Pentru că omul care conduce stă în față. Ce ne așteptăm să facă un conducător decât să influențeze? Ce a făcut Moise? A influența poporul. Ce a făcut Pavel? A influența poporul. Ce, -a făcut? ce au făcut împărații, prorocii, apostolii? Ce au făcut? Au influența poporul. Zice s-a ridicat Iacov și a vorbit fraților, facem așa. Și toți au spus, așa facem. Iată dar ce înseamnă conducerea. Acolo apostolii, prezbiterii, lume multă, la început s-a făcut puțină, hai să nu-i spun ceartă că sună rău, discuție contradictorie, conflictuală. Și s-a ridicat Iacov și a spus, facem așa și așa, și așa. Și dintr-o dată, toată adunarea în frunte cu apostolii s-au dus pe direcția aceea. Definiția conducerii. Mergem pe aici. Ok, pe aici mergem. Omul ăsta a fost un om care a spus, mergem pe aici, dar pe unde mergea el. Era drumul diavolului. Nu a vrut să se corecteze nici atunci când Domnul i-a avertizat. Priviți versetul 10. Versetul ăsta este greu de înțeles. Domnul a vorbit lui Manase și poporului său. Observați că aici poporul nu spune poporului, ci spune poporului său. Adică poporul s-a asociat cu el așa. Au avut aceeași mentalitate, aceeași direcție lui și poporului lui a vorbit Dumnezeu. Dar Dumnezeu n-a avut trecere în fața lui Manase, nici în fața poporului. Oamenii ai lui Dumnezeu, să nu vă mirați dacă cel rău râde de cuvântul lui Dumnezeu și râde de tot ce e sfânt. Îl disprețuiește, îl ironizează și privește lucrurile de pe o poziție de păun și nu se teme de Domnul. Să nu vă mirați, predica n-ajunge la inima lui, prorocia n-ajunge la inima lui, mustrarea n-ajunge la inima lui. Dacă Dumnezeu i-a vorbit, cum credeți că i-a vorbit Dumnezeu lui Manase? S-a dus Dumnezeu la el și a spus, bună ziua Manase, eu Dumnezeu să faci așa, 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 așa vă imaginați? Nu, dar cum? A trimis un proroc, evident. A trimis un văzător. A trimis o căpetenie. A trimis un judecător. A trimis un bătrân. A trimis pe cineva care avea de la Dumnezeu un cuvânt. Că tot nu s-a dus Dumnezeu la Manase să vorbească așa cu el cum vorbesc eu cu dumneavoastră. Și a spus, așa vorbește Domnul. Dar Manase a spus, du-te mă de aici. Tu îmi spui mie cum stau lucrurile. Păi tata a fost împărat. Bunicul împărat. Străbunicul împărat. Și neam de neamul meu împărat. Tu cine ești? Tu vii să -mi dai mie lecții? Oamenii lui Dumnezeu nici un slujitor, indiferent de ungerea care o are, nu își poate permite să creadă că numai el are dreptate și dincolo de el nimeni nu mai știe ce spune. Manase în virtutea moștenirii lui, copil de împărat, nepot de împărat, stră-nepot stră, de împărat, străstră, stră nepot de împărat, stră și de 14 ori stră stră, stră. 55 de ani de experiență, putere, autoritate, n-a mai vrut să asculte de nimeni. I-a vorbit Domnul când într-un fel, când în altul și n-a vrut să asculte. Există un mare risc în viață să folosești propria experiență, propriu succes, propria slujire, propria autoritate, propria ungere, tocmai împotriva celui care ți le-a dat pentru ca să te vezi superior, și să nu mai asculți nici pe proroc, nici pe păstor, nici pe tata, nici pe mama, nici pe văzător, nici pe colegul de slujbă, văzându-te superior tuturor. Aceasta este mama căderii și înșelăciunii. Trebuie să acceptăm faptul că Duhul acesta care e în mine, e și în fratele Dionisie, e și în fratele Irinel, e și în fratele Mircea, e și în familia Ploscar, și în sora Maria Popescu, și în toată adunarea lui Dumnezeu. Și Duhul care mă luminează pe mine, îi luminează și pe Sfinți, cu această înțelegere să mă raportez la ceilalți oameni. Că toți, pe de-o parte, suntem din țărână neputincioasă, dar din alt punct de vedere, toți suntem iertați și înfiați în Isus Hristos. Să ne privim cu respect, să ne aplecăm urechea unul la altul, să nu afișăm o notă de superioritate tip manase, că asta e culmea nebuniei. Să fim smeriți, să avem o atitudine de consultare, să fiecare în cercul lui, la nivelul lui, să-și aplece urechea, să analizeze și alte puncte de vedere și să se gândească dacă nu cumva, cineva, într-o oarecare situație, are o idee mai bună decât a lui. Stând aici pe bancă, ca acum nu e aici lângă mine, fratele Viorel îmi spune duminică dimineața, auzi, ia gândește-te la ce-ți propun. N-ar fi bine până joi să programăm postul dimineața și după joi până duminică să-l programăm seara, să împărțim în două povara, ca să nu fie greu pentru popor, și să nu luni, marți, miercuri și la un moment dat să nu mai găsești și adunarea se descurajează, uite că nu mai e nimeni. Ia fa așa. Și am zis, e bun sfatul tău. Dar ce importanță are de unde vine? că îl cheamă X, că e femeie, că e bărbat, că e mai tânăr, că e mai bătrân. Domnul lucrează prin cine vrea. Dacă ai o astfel de mentalitate, mentalitatea asta îți dă o atitudine echilibrată și smerită și te raportezi la aceiași oameni cu o atitudine de a tu ce părere ai? Asta nu înseamnă că faci ca toate părerile din lume, că asta înseamnă să te lovești de pereți, când încolo, când încolo. Ce n ar opri o mașină care fuge dintr-o margine în alta? Dar asta nu înseamnă că nu gândești, că nu te apleci, că nu asculți, că nu consideri și alte opinii și alte sugestii, pentru că este bine să înveți și din greșelile altora. Manase n-a ascultat de nimeni și de nimic și a ajuns unde a ajuns a fost pedepsit de Dumnezeu. Versetul 11 ne spune că Dumnezeu i-a trimis pe asirien peste el. L-au legat cu lanțuri de aramă și l-au dus în Babilon. Acolo s-a pocăit. Spune versetul așa, când a fost la strâmtorare. De ce aștept strâmtorarea? Că strâmtorarea înseamnă suferință. Strâmtorarea înseamnă lacrimi. Strâmtorarea înseamnă oameni pierduți din viața ta. Strâmtorarea înseamnă faliment. Strâmtorarea înseamnă frângere. De ce să aștept să fii frânt? De ce? De ce strâmtorare? De ce? De ce bătut? De ce cu forța? Și în același timp te plângi de autoritatea poliției. Păi bine că există poliție, ca să-ți moaie cojocul. Din cauza captivității manase se pocăiește și se smerește, se roagă insistent Domnului și este absolut greu de înțeles, Dumnezeu zice că s-a lăsat în duplecat. Câte rele a făcut ăsta? Dumnezeu s-a lăsat înduplecat. Nu pot să înțeleg. Ce să înțelegi de aici? Cât rău a făcut omul ăsta? A dat el afară altarul din Templu și a băgat acolo o bucată de lemn la care i-a cioplit nas și urechi. Și l-a numit Dumnezeu. Și Dumnezeu îl pedepsește și îl duce în captivitate, prizonier în Babilon și acolo se roagă că n-are încotro. Și culmea, Dumnezeu se lasă înduplecat. Doamne, Doamne, Dumnezeu se lasă înduplecat. Acum îmi întreb eu în încheiere, cât de bun este Dumnezeul ăsta? Ce cuvânt ar putea să califice bunătatea lui? Dacă pe omul ăsta a ieșit din comun, îl pedepsește doar ca să-l ducă la pocăință. N-a vrut să-l omoare. A vrut numai, știind că numai așa îl pocăiește, pur și simplu l-a expus la suferință și când s-a rugat, de-abia aștepta să se roage, că imediat l-a iertat. Extraordinar! Numai asta, dacă eu spui unui om necredincios, trebuie să se pocăiască că Domnul e bun. Și vine acasă și schimbă tot. Și spune, fraților, dați afară, eu le-am băgat, dar să mă iertați, dați-le afară. Și face reformă, și face reformă, și face reformă. Și Dumnezeu îl iartă îi dă harul să se întoarcă înapoi și să schimbe nebunia în care a trăit atâția ani. Aș vrea să ne oprim, să stăm înaintea Domnului și să considerăm în încheiere următorul lucru. Nepocăința este pedepsită de Dumnezeu. Lanțuri de aramă, prizonierat și în Babilon. Indiferent ce forme capătă aceste, această pedeapsă, indiferent. Dar nepocăința este amendată de Dumnezeu. Clar. Doi, dacă există pocăință insistentă și smerire și rugăciune, atunci Dumnezeu iartă și Dumnezeu dă șansă și Dumnezeu binecuvintează. Acestea să ne fie gândurile atât pentru noi să, ne, să, să avem grijă de viața noastră, să nu ne fudulim, să, să avem grijă de viața noastră, că ne batem piept o inimă complicată. Dar în același timp, dacă avem o familie, frun copil, frun nepot, dacă avem pe cineva care s-a pierdut și acum este înfășurat cu lanțuri de aramă. Să nădăjduim în mila care l-a iertat pe Ezechia și care se repetă iertând și copilul meu, și nepotul meu sau pe altcineva din casa mea. Fraților, încredeți-vă în mila lui Dumnezeu, că nici măcar manase cu toată nebunia lui n-a putut să o învingă. Și mila aceasta l-a cucerit, l-a frânt și l-a reabilitat. Dumnezeu să fie binecuvântat. Încheiem slujba divină cu rugăciune.